Cred că este cel mai potrivit moment să vorbim despre însemnătatea Sfintei Biserici, despre valoarea ei în viața noastră cea de toate zilele. Așa deci, Biserica este unica instituție pământească, activitatea căreia nu se mărginește cu hotare pământești. Ea, Sfânta Biserică, întâlnește pe tot omul ce vine în lume, la naștere, oferindu-i sfințirea apei și întărindu-l cu rugăciuni chiar din momentul de când a pășit pragul acestei lumi. Pe parcursul vieții, el întâlnește cu cele 7 taine bisericești, apoi, după trecerea lui din această viață, nu îl părăsește, ci îl însoțește cu rugăciuni adresate lui Dumnezeu pentru odihna sufletului lui Codrinț. Deși este biserică pământească, ea, încă o dată zic, este instituție dumnezeiască, și este întemeiată pe puterea atotlucrătoare a Duhului Sfânt cu bunăvoința lui Dumnezeu. La liturghie, care o săvârșim acum, și la Sfânta Evanghelie, cred că ați acordat atenția cuvenită la următoarele cuvinte. Întrebat au Domnul pe ucenicii săi, cine zic că sunt eu Fiul Omului? Unii răspundeau că e Ilie sau altcineva din proroci, alții Ioan Botezătorul, dar pentru cel mai aprig la caracter, cel mai arzând la credință, cel mai îndrăzneț între Sfinții Apostoli, a zis, Doamne, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și i-a răspuns atunci Hristos lui Petru, fericit ești tu, Petru, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție, ci Tatăl meu din cer. Și iată, pe această credință a ta, tu ești Petru, și pe această piatră a credinței tale, că crezi că eu sunt Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat, voi zidi biserica mea, fraților, pe credința în Dumnezeu, pe credința noastră că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu este adevărat, își desfășoară activitatea sa, iată 2000 de ani Biserica lui Hristos, Biserica creștină, aducând binecuvântare și delșun, aducând liniște și tihnă în suflet și în casele noastre, aducând înțelegere între noi oamenii pământenii, dar și mântuire sufletului nostru. Fraților, Biserica mai este numită de Sfinții Părinți, lăcașul atot iertător, locul deosebitei aflării lui Dumnezeu în pe acest pământ. Pentru că, zic deosebitei, pentru că Dumnezeu se află pretutindeni. Dar Biserica este locul deosebitei aflării a lui Dumnezeu. Iată de ce și noi trebuie să avem o atitudine deosebită față de Sfânta Biserică. Iată de ce și noi, atunci când depășim pragul, este bine să păstrăm liniștea. Să lăsăm după pragul bisericii toată grijă pământească și să venim la întâlnire cu Dumnezeu. Pentru că aici ne așteaptă Dumnezeu să ne mângâie, să ne dea iertare, să ne dea belșug și binecuvântare. Fraților, Sfânta Biserică mai este, dacă vreți, exprimând-mă într-o limbă mai contemporană, mai modernă, este cărticică de vizita a fiecărei localități. După cum este îngrijită Biserica, așa putem face concluzie și despre starea sufletească a enoriașilor ei. Sfânta Biserică mai este, oameni buni, locul unde ne întâlnim cu Dumnezeu, unde, dacă vreți, omul se îndumnezeiește, pentru că anume din acest considerent, pentru aceasta, din această cauză, Dumnezeu, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut om ca pe noi oamenii să ne îndumnezeiască, să ne atribuie acele calități spre mântuirea sufletului pe care sau de care dispune însăși Dumnezeu. Oameni buni, Sfânta Biserică este casa Domnului. Este sfântă prin definiția sa. Și iată, încă o dată zic de ce, noi cu toată pietatea noastră creștinească este bine să-i pășim pragul și să ne vărsăm tot ce avem pe suflet, durere, scârbă, amărăciune, înaintea altarului, înaintea lui Dumnezeu, pentru că El, fiind doctorul sufletelor și a trupurilor noastre, este capabil și vrea să ne tămăduiască ranele sufletești și nu numai sufletești, dar și cele trupești. Rămâne să dovedim și noi cu dumneavoastră că suntem vrednici de această cercetare dumnezeiască, de această tămăduire duhovnicească.
Oameni buni, aveți recunoștința mea, probabil că nu numai a mea, dar a tuturor, pentru că în aceste vremuri grele, de răstrinște, de sărăcie, de, deci nu știu cum să zic, de amărăciune, probabil că ați găsit în sine puteri fizice, dar și bunăvoință să ridicați un sfânt locaș de rară funcție. Deși încă nu este gata, eu atribuiesc acest calificativ de rare frumusețe. Pentru că așa simte sufletul meu, așa simte inima mea, așa vede ochiul meu. Și iată de ce zic, aveți recunoștință, deosebit pentru că prin sărăcie trecând ați găsit de cuviință și ați găsit bunăvoință să jertfiți Domnului ceea ce este al Lui. De altfel, la acest capitol, oameni buni, dacă e să vorbim atunci și să răsfăim istoria, atunci ne vom convinge că poporul moldovenesc de a lungul șirurilor de veacuri, dovedind că este creștin, a zidit altare, a ridicat lăcașe, nu atunci când era ușor, nu atunci când era material deservit cu de toate, ci atunci când trecea prin greutăți. Oameni buni, și aici vine să se confirme cele spuse de Sfântul Apostol Pavel când zice că Dumnezeu prin slăbiciunea omenească se face puternic în viața noastră. Se simte puterea Lui prin slăbiciunea noastră. Dumnezeu se vede acolo unde nu bogăție este multă, dar unde este smerenie, unde este credință, unde este cum se credeție. Iată, probabil că acestea fiind în vârful piramidei, spre dânsele trebuie să năzuim cu toții, pentru că pâinea noastră cea de toate zilele o câștigăm, o dobândim noi cumva, cumva. Dar cele trebuincioase pentru mântuirea sufletului rămân a fi încă departe, cel puțin, de unii dintre noi, să nu zic chiar de mulți dintre noi. Oameni buni, viața noastră pământească, care durează 60, 70, fie chiar și 80 de ani, și după cum spune prorocul David, pe parcursul ei, noi simțim, noi retrăim mai multe dureri și nenorociri, este doar o picătură mică de tot în raport sau în comparație cu veșnicia. Iată de ce vă îndemn să acordați atenția cuvenită, atenția cea mai mărită, primordială, superioară, celor duhovnicești, celor veșnice, pentru că toate acestea vor însoți sufletele noastre la ieșirea din casa lor, care este trupul pe care îl purtăm. Această viață este dată de Dumnezeu drept pregătire pentru viața veșnică. Și este bine, frații mei, să conștientizăm că această viață de 70-80 de ani rămâne a fi nu ultima, ci doar începutul vieții fără de sfârșit, și este bine să ne pregătim pentru acea clipă când ne vom întâlni, inevitabil, chiar dacă nu ne place, chiar dacă nu dorim, ne vom întâlni cu Dumnezeul nostru, cu Creatorul nostru. Și ca să ne îmbogățim duhovnicește, ca să avem în traistă, să avem în cârcă, să zic așa, ce e cu ce ne îndreptățim în fața dreptului judecător, este bine, oameni buni, să frecventăm biserica, să ascultăm de glasul ei, să ascultăm de slujitorul ei, să ascultăm de cei ce ne, la ce ne îndeamnă și de ce ne învață mama noastră, Sfânta Biserică, pentru că mai spun Sfinții Părinți că cui Dumnezeu este Tată, aceluia Sfânta Biserică îi este și mama. Mă cuprinde o frică, pentru că vroiam să spun și inversul. Dar chiar dacă mă cuprinde o frică, oricum voi spune, oameni buni, că să ajung până chiar la cele mai ascunse ale înțelepciunii voastre, ale sufletului vostru, ale inimilor voastre. Și iată ce vreau să zic. Păi Dumnezeu Tată nu este. Acelui nici biserica mamă nu-i poate fi. Luați seama, nefrecventând biserica, puteți rămâne, ferească-ne Dumnezeu de una ca aceasta, puteți rămâne orfani de părinții duhovnicești, de Dumnezeu Tatăl și de Biserica Mamă. Frații mei, cea mai mare și cea mai frumoasă podoabă a bisericii sunt creștinii. Este rugăciunea lor.
este izvorul murmurând de milă a lui Dumnezeu, pentru că răspunsul rugăciunii noastre este provocat de noi. Este mila lui Dumnezeu care este provocată de noi, iată aici, pe pământ. Așa păcătoși cum suntem, nu vă supărați eu pe mine, mamă, în vedere mai întâi de toate. Așa de putincioși, așa rătăciți cum suntem, Dumnezeu ne iubește și așteaptă de la noi, nu altceva, decât umilire, decât recunoștința nemișnicii noastre în raport cu atotputernicia și cu sfințenia cea fără de margini a lui Dumnezeu. Pentru stăruințele noastre absolut neînsemnate, Dumnezeu trimite, revarsă minele Lui cele fără de margine, iubirea Lui, dragostea Lui cea dumnezeiască față de noi, pentru că care părinte nu-și iubește copilul său? Sunt, spre regret, și cazuri de acestea. Sunt părinți care au pierdut esența vieții, calea vieții, cărarea vieții. Nu însă putem vorbi la acest capitol și în așa fel față de, sau în raport cu dragostea lui Dumnezeu, Creatorul nostru, față de noi, fiii Lui, chiar dacă suntem și păcătoși. El oricum rămâne a ne iubi, pentru că dragostea Lui este net superioară în față de păcătoșenia noastră. Și, oameni buni, dragostea Lui, cea mai însemnată, se revarsă prin biserică. Iată de ce îndemnul meu este să iubiți biserica nu de la distanță, nu de la balcoanele blocurilor, nu de la casele dumneavoastră, nu din drum, dar pășindu-i pragul și rugându-vă aici, înaintea Sfântului Altar, pentru pace în lume, pentru ploi cu har dumnezeiesc la vremea cuvenită, pentru înțelegere între popoare, pentru înțelepciunea celor de la cârmă, să nu mai facă atâtea greșeli, le ajunge deja, pentru înțelegere în sânul familiei, pentru ca să ne fie copiii sănătoși și noi cu toții să fim iertați. Iată toate acestea, cerințele de la Dumnezeu, cu insistență, cu îndrăznire multă, pentru că El răspunde, după cum am zis mai sus, cu dragostea Lui cea nemărginită în adresa celor care bat cu insistență în ușa Marii Milostiviri a Domnului. Fraților, odată ce ne numim creștini, haideți să dovedim lumii întregi, dar și nouă mai întâi de toate, că suntem creștini nu doar cu numirea, dar cu însăși calitatea vieții noastre duhovnicești. A fi creștin nu înseamnă doar numai a te numi cu un nume solid, cum sună de altfel, creștin, dar înseamnă mai întâi de toate a fi următorul lui Hristos. A te strădui să calci pe urmele pe care le-a lăsat Hristos pe acest pământ. A fi creștin înseamnă a respecta învățătura creștinească, autorul cărei este Hristos, Dumnezeul nostru. A fi creștin, dragii mei, înseamnă a te lăsa de rău, de minciună, de băutură multă, de vicleșuguri și de alte metecne păgubitoare de suflet și de a alege cele frumoase. Pentru că, zice înțelepciunea populară, bunătatea și frumusețea, eu aici vin cu completare din Sfânta Scriptură, dar și sfințenia, adică frumusețea, bunătatea și sfințenia vor salva lumea. Oameni buni, la acest capitol vreau să zic că de noi depinde ziua de mâine a noastră, bunăstarea noastră pentru viitor. Să știți că noi suntem capabili să schimbăm lumea spre bine dacă vom începe fiecare de la noi. Dacă vom face regulă, vom face disciplină în viața noastră creștinească cea de toate zile. În sufletul nostru, în sânul familiei. Să știți că această disciplină nu se va face mult așteptată și în întreaga noastră societate, care este dispersată, este politizată, este polarizată, este împărțită în fel de fel de grupări. De parcă s-a fi împărțit Hristos. Oameni buni, biserica și credința este cea care ne unește pe noi, chiar dacă aparținem sau facem parte din diferite pături sociale, din diferite partide, grupări, din diferite, eu știu, din diferite naționalități. Credința și Dumnezeu și biserica, mama noastră cea duhovnicească, dar și locul deosebit de aflare lui Dumnezeu pe pământ, este cea care pe noi ne consolidează.
ne unește într-un Domnul. Vine Sfânta Scriptură să confirme acestea ale mele spuse mai sus prin următorul verset Evangheliei. Zice Mântuitorul, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Fraților, atâtea greutăți ale, atâtea scârbă și amărăciune retrăim în fiecare zi. Atâtea, eu știu, complicații, atâtea strâmtorări le simțim la fiecare pas. Haideți să găsim în noi puteri, puteri fizice, dar și dorință să ieșim din această groapă a nenorocirilor, venind la biserică și rugându-ne lui Dumnezeu și El este Cel care, precum lui Petru care se afunda în apa mării, ne va întinde și nouă mâna să ne scoată din această groapă a nenorocirilor, după cum am numit-o mai sus, pentru că pe bună dreptate provoacă multe nenorociri. Și ele sunt provocate de noi, prin hotărârile noastre. Am în vedere mai întâi de toate guvernații, care au scos aproape din fiecare casă, dacă nu fiii și fiicele, cel puțin pe unii membri ai familiei, sau chiar pe mamă și pe tată, pe tați, lăsând o mulțime de copii orfani. Pentru că oamenii, când eram mult mai mulți la număr, când ne apropiam de 5 milioane de cetățeni în țara noastră, Republica Moldova, ce-i drept atunci, facem parte din fosta Uniune Sovietică. Aveam toți de lucru și ajungea pentru toți pâine și la pâine pe masă. Astăzi, când suntem cam la jumătate, adică după numărul populației, tocmai a venit vremea să simțim sărăcie și lipsă de pâine. Să întrebuințăm fel de fel de chimicate în alimentarea noastră cea de toate zilele. Fraților, țara noastră este în pericol. Este pe cale de dispariție. Da, da, da. Nu credeți că fac aberații. Haideți să o salvăm. Noi, simpli creștini, pentru că acei care trebuie să o apere, v-ați convins și dumneavoastră că o trădează. Rup din ea și vând ce pot, ce mai cumpără cineva, pentru interesele lor meschine. Înțeleagă neamurile, înțeleagă conducerea noastră, înțeleagă fiecare suflet, înțeleagă fiecare dintre noi că cu noi este Dumnezeu și nimeni împotriva noastră. Iertați-ne, Dumnezeu să ne ierte, Doamne ajută tuturor!